ACS Media și-a aniversat un an de activitate, timp în care clubul a reușit să facă performanță atât la nivelul echipei de seniori, dar și în ceea ce privește juniorii. În sezonul recent încheiat, echipa mare a evoluat în Liga 4, a câștigat campionatul cu 26 de victorii din tot atâtea posibile și a marcat numai puțin de 168 de goluri. Gruparea din media și-a avut și golgheterul campionatului, Cristian Paico, 44 de reușite. Echipa de fotbal a pierdut un singur joc oficial în campionat, este vorba despre turul barajului de promovare disputat în deplasare împotriva lui CS Gheorgheni, 2-1. Ulterior, în meciul retur, trupa din Mediaș și-a surclasat adversarul cu 4-0 în fața peste 5.000 de spectatori prezenți pe stadionul Gazmetan. Rezultate foarte bune au fost obținute și la junior, acolo unde ACS a câștigat titlul de campioană județeană la 3 categorii de vârstă, U16 feminin, respectiv U11 și U14 masculin. De asemenea, fotbaliștii sub 15 ani ai clubului pregătiți de antrenorul Constantin Hank au reprezentat Mediașul și România la Jocurile Internaționale ale Copiilor din Coreea de Sud, reușind să câștige medalia de bronz. Așteptăm cu nerăbdare începerea campionatului regional Liga a 3-a, pe care îl privim ca pe o provocare, având un obiectiv bine stabilit, și anume promovarea. Mulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit în acest prim an, sponsorilor și, nu în ultimul rând, suporterilor care au fost alături de noi, indiferent de miză sau vremea de afară, spun reprezentanții ACS Mediaș.